Azi mei prieteni și bine v-am regăsit la un nou vlog. Numele meu este Alin și dacă doriți să vă abonați la acest canal și considerați că. Aici găsiți informațiile reale 100%, vă rog foarte mult să o faceți. Dacă nu, este problema dumneavoastră. Nu înainte de a începe vlogul, vreau să-mi dați un like la acest vlog. După cum bine știți și v-am spus, mă ajută foarte mult like-ul de dumneavoastră, din simplu motiv că o să ajung la recomandate și mă vede și pe mine cât mai multă lume și până la urmă asta este răsplata dumneavoastră față de mine. Dragii mei prieteni, astăzi vreau să vorbim puțin despre Gala din data de 28 decembrie 2020. Vreau să vorbim puțin despre Marinescu și Alexandra. Se pare că Alexandra începe să calce ea pe cadavre și să aducă tot felul de filmări prin emisiune, dar o să vorbim totul la timpul potrivit. și Vreau să vorbim puțin și despre subiectul Bianca și Livian. Totul pe rând, rămâneți până la sfârșit, pentru că, din punctul meu de vedere, cred că se merită. Dragi mei prieteni, acum înainte de a vă spune favoriții din data de 28 decembrie, vreau să facem o scurtă recapitulare, pentru că, după cum bine știți, s-a filmat în flux continuu, deja au aproape 3 săptămâni avans, doar că acum este o mică problemă cu plecatul în țară. După cum bine știți și cei care ați urmărit vlogul meu de ieri, s-au descoperit anumiți concurenți și mă refer la băieți că au COVID, de unde au, de unde nu au, nu se știe, iar acei băieți, așa cum v-am spus și în vlogul de ieri, nu o să vi spun pentru că nu vreau să fie denigrați pe grupuri, sunt persoane răutăcioase, unde pot pune poze cu ei, modifica poze și să-i facă de râs. Scopul meu nu este să denigrez pe nimeni pentru că nu mi se pare normal, dar posibil ca acei concurenți suspecți și care au COVID, să nu mai plece în România, doar câțiva dintre ei, inclusiv prezentatoarea, posibil să plece în România într-o mini-vacanță de 4-5 zile, pentru că au primit liber. Bineînțeles că ei nu pot filma, pentru că cu știm cu toți această boală se poate răspândi foarte repede și fiecare și-a măsuri de precauție și nu este sigur nici dacă mai vor avea liber în țară de sărbători concurenții. Eu cumprind o informație, în secunda 2, vă anunț pe dumneavoastră și o să vă informez. Deci, acum haideți să vorbim puțin despre gala de astăzi. Mihai este eliminat în această gală. Alexandra câștigă cecul, bineînțeles. În gala din data de 20 decembrie este eliminată Maia, iar în gala din data de 28 decembrie. 2020. Favoriți sunt Alexandra și Cristian. Iar acum o să vorbim puțin despre uriașul scandal care o să aibă loc în gala din data de 28, unde Alexandra la amenință pe Marinescu cu filmări și așa mai departe. Dragii mei prieteni, în vlogul de mâine o să vă spun și despre ce filmări este vorba și cum îl șantajează Alexandra pe Marinescu, din punctul meu de vedere nu mi se pare ok, pentru că acum să fim serioși, cu toții am văzut că Marinescu, într-adevăr, pe grupuri, pe Facebook, vreau să-i dau cezarului ce al cezarului, este foarte votat și foarte susținut la băieți. Cu toate că acest canal al meu este dedicat, pot spune, unor susținători de Ibianca, i am văzut că mulți nu îl votează pe Cristian Comunici, probabil din cauza comportamentului lui, dar pe Instagram și pe Facebook, într-adevăr în grupuri ce am văzut, toată lumea spune vot Marinescu, vot Marinescu și așa mai departe. Până la urmă omul este susținut și probabil Alexandra a simțit lucrul ăsta, probabil a văzut că ușor, ușor o să îi ia fața și o să-l sare din premiu, o să vedeți în gala de mâine, în videoclipul de mâine și pe care eu îl voi posta și atunci o să vă convingeți de ce spun asta. Alexandra chiar a luat frica lui Marinescu și probabil toți cam dau în el, iar el nu le răspunde puțin sau dacă le răspunde, le răspunde civilizat și probabil pe ei asta îi instigă să îl provoace, dar cu el nu reușesc. Din punctul meu de vedere are o calmitate ieșită din comun și este de apreciat. Eu nu vă spun părerea mea personală nu aș rezista, dar până la urmă Big Like Marinescu reziști, până la urmă ai eliminat câțiva oameni buni, din punctul meu de vedere ai tot respectul meu. Acum vreau să vorbim puțin și despre subiectul Bianca și Livian. Am văzut mulți că aberați și mai spuneți pe acolo prin comentarii că eu mint și așa mai departe. Oameni buni, așteptați să treacă Paștele, äh, mă scuzați Crăciunul, așteptați să treacă Revelionul și apoi îmi spuneți dacă eu mint sau nu. Mulți spuneți că domne am văzut live-ul lui Bianca și Bianca a declarat că nu vorbește cu Livian și așa mai departe. Eu vă spun în continuare că vorbesc pentru că sunt anumite lucruri care nu vor să se știe și atâta timp cât nu trebuie să se știe, automat nici Bianca nu o să vă spună, voi, da, vorbesc cu X sau cu Y. Ea a dat de înțeles că dacă prinde o ofertă mai bună de Crăciun să-l facă, îl va face, nu va spune nu, acum nu se știe nimica. Dar am văzut niște informații date de, nu știu, tot felul de vlogeri, vlogherițe, unde a spus că Bianca S-ar fi întâlnit cu Livian sau că Livian ar fi pornit spre București la ea, asta vă spun total 100% este eronat. Deci, știre falsă, doar că eu în continuare îmi mențin părerea că cei doi vorbesc, doar că nu vor să o facă public din anumite motive. Motivele astea le știu doar ei și atâta. Bianca chiar va da de înțeles că ea din viața ei privată. Sunt lucruri pe care le poate spune și sunt lucruri pe care nu le poate spune. Cei care au cap și creier să înțeleagă aceste lucruri le pot înțelege, cei care nu să rămână cu hate și cu comentariile urâte. Și încă ceva vreau să vă reamintesc și este normal să vă reamintesc. Dacă vă aduceți aminte, eu am făcut vlogul că Bianca ar fi plecat la Cluj cu cel puțin o săptămână înainte. Vlogul meu este pe YouTube, iar vlogul cu acel live al Bianca este pe YouTube unde eu v-am spus că Bianca a plecat la Cluj, că s-a întâlnit cu Livian în secret și așa mai departe. Ceea ce inclusiv ea a confirmat la o săptămână după. Eu v-am arătat și poze în acel vlog de la mol cu acel brat și așa mai departe. De ce Bianca nu v-a recunoscut atunci la timpul respectiv? Sunt lucruri, încă o dată vă menționez pentru cei care vor să înțeleagă și care au creier să gândească că sunt anumite lucruri pe care ei nu le pot spune din anumite motive. Un motiv poate fi, de exemplu, tatălui Livian, domnul Nelson. Alt motiv poate fi, dar în fine, exemple sunt o mie, deci, încă o dată vă spun, iar cei care mi-au dat sursa că cei doi s-au întâlnit la Cluj pot spune că aceeași persoană mi-a dat sursa că cei doi comunică în continuare, că nu o pot spune ei și nu o vor face public, este treaba lor. Dar, aștepta și el puțin să treacă Revelionul și Crăciunul, iar dacă nu va fi acest lucru adevărat ceea ce eu am spus, eu îmi cer scuze public în fața dumneavoastră că până la urmă toți suntem oameni și toți greșim. Dragii mei prieteni, în mare cam acesta a fost vlogul. Eu dacă doriți vă aștept și pe Instagramul meu pentru că după cum bine știu o parte din urmăritorii mei eu aici postez pentru prima dată și apoi fac vloguri. Instagramul meu se numește Culise TV. Vă aștept cu mare drag. Mai întrebe încă 200 și ceva de persoane pentru a ajunge și eu la 4000 de urmăritori. Vă aștept cu drag. Numele meu este Alin și dacă doriți să distribuiți acest vlog, vă mulțumesc anticipat și vă urez multă sănătate și să ne auzim cu bine. La revedere!